Bun, deci salutare tuturor și bine v-am regăsit la nou video. Astăzi vă filmez aici puțin de pe calculator ca să vă arăt programul pe care aș vrea eu să-l respect și cred că o să reușesc să-l respect. De postat, ca să știți, normal voiam să pun ieri un video cu ceva artificii, dar am zis că mai bine să anunț și asta ca să știe toată lumea și avem timp și de pe tare și artificii. Deci uitați cum am hotărât eu, deci începând de luna asta până în septembrie, deci ori la sfârșitul lunei, ori la începutul lunii următoare, gen un video, și la mijlocul lunii un video. Deci ori pe, deci pe 31 sau pe 1 și pe 15 sau pe 16 video. Bine, știu că pot fi și luni de 30, dar nu are relevanță prea mare. Ați înțeles voi, deci la final sau la începutul lunii un video și în mijlocul lunii un video, ok? Și un live random într-un weekend, pe luna. Păi în octombrie vreau să ajung la un video pe săptămână și două live-uri pe lună, din ce puteți vedea. După aia, în noiembrie deja vreau să pun două videouri pe săptămână. Și live-urile poate... Da, depinde și de voi, depinde cum o să meargă canalul. O să fac mai des, mai rar. Și... În decembrie vreau să postez un video la 2 zile, pentru că zilnic deja e prea mult și nu se uită oamenii. Și... Live-ul random la 3-4 zile. Deci, da, cam ăsta a fost programul. Sper că nu mă lungi prea mult. Eu vă urez succes la școală, la ce faceți voi acolo. Și da, ne revedem pe data de 15-16 cu un video cu petarde și artificii, poate un live în weekend, nu știu. Video asta l-am urcat din nou să vă anunț și să vă clarific niște chestii ca să știți și voi când să vă așteptați. Și vreau să-mi scriți acolo în comentarii dacă ați vrea videoclipurile puse cu premieră sau fără, gen cu premieră înainte cu, nu știu, cu vreo 5-6 ore așa, dacă ați vrea cu premieră, să scrieți acolo în comentarii că vreau cu premieră și o să țin cont. Deci da, sper că am prins toate detaliile importante în acest video. Eu v-am lăsat. Ciao. Nu o să editez cum închid și cum deschid filmarea, că mi le are. Pa, prieteni. Ne auzim la video. Ciao.